Vă salutăm, stimați contribuabili. Domnul Pruteanu a câștigat astăzi, după ce fusese lamentabil învins cu o zi înainte. Noi asta vom reține, practic. La capătul acestor ani de emisiune, că finalmente domnul Pruteanu a pierdut în antepenultima zi. Astăzi s-a impus, e adevărat, dar e ca și cum Pierre Sage, de exemplu, ar bate mâine pe Olympiacos, mare brânză. Important este că a pierdut contra lui OM. Cum de n-a reușit OM să ia un punct în UCL? Au fost multe cupe europene în care n-am făcut mare lucru. Era epoca în care Vincent Labrune era președinte. Dacă vă referiți, de exemplu, cu Eli Bop, antrenor, în ce perioadă era. Când am luat 0 puncte în Liga Campionilor, dar nu era o mare rușine, că finalmente noi terminasem pe locul 2 campionatul, ne jucând un fotbal de ăsta de PlayStation și ne-am dus acolo pentru bani, nu pentru rezultate. Rezultatele n-au mai venit, a fost grupa aia cu Arsenal, cu Dortmund și cu Napoli, care toți ei au luat câte 12 puncte și noi am avut 0. Noastră, de ce nu puteți începe emisiunea din primul minut ca Real Madrid? Păi noi nu jucăm la Real Madrid. Emisiunea începe, o să râdeți din primul minut, chat-ul începe mai devreme, el fură startul, nu noi. Noi plecăm pe ceas. Asta de ce nu puteți începe emisiunea din primul minut, domnule consul? Suntem încă o dată întrebați, o să răspundem la fel ca și prima dată. Pruteanu n-a fost al doilea. Nu ni se indică cel puțin, sau sigur, dacă nu fi vreo făcătură, că în ziua de astăzi toate funcționează așa, dar de fiecare dată ne apare domnul Pruteanu primul. Sau cel puțin când deschidem, că dăm până la capăt cursorul ăla, și îl vedem acolo. Din însorita Cretă. Soarele din Creta nu e și soarele nostru, să știți. Într-adevăr, avem astăzi un Bodo Glimt, Fece Porto, du tonnerre de Dieu. Asta da. Pentru că e genul de meci care ne poate interesa. Dar a fost un podcast, domnul Andrei, dedicat fenomenului meteo. Dar sigur, nu am putut și noi să ne dedicăm întru totul, pentru că fenomenul ăsta a început acum vreo 30 și ceva de ani. Nici nu eram încă în presă în momentul când a apăruse Gianina Corundan la televizor. Deci, de atunci, practic, se desfășoară, dar am zis așa, în clan doi, dintre ăsta ironic, să adresăm acestui fenomen care este finalmente o mutilare a expresiei televiziunii și presei din ziua de astăzi. Adică el se face în detrimentul fenomenului în sine. La fel ca și prezentatoarele de sport. Chiar dacă, sigur, cei care lucrează la asta, probabil că au o altă impresie. Însă impresia generală a cetățeanului este că nu se face nici meteo și nici sport. Adică sunt niște domenii care au fost trimise în derizoriu de către cei care au făcut Antena 1 și Pro TV, da? Și care așa și-au imaginat viitorul. Noi n-am avut ce să facem decât să-i urmăm pe ei. Așa cum, de altfel, în anii 80, nu făceam altceva decât să urmărim posturile de radio sau de televiziune, așa cum erau ele zămislite de o lume falsă, de o lume greșită. Apoi toată societatea a recunoscut că lumea aia nu era de calitate. Astăzi nici nu mai poți să spui ceva interesant despre lumea aia fără să fie amendat, de exemplu. Interesant. Eu sunt de părere că și despre lumea noastră se va spune la fel, dacă vom avea nenorocul să urmeze inteligența la putere după noi. Dacă acest lucru se va întâmpla, noi o să fim ca securiștii pe care i-am blamat noi toată cariera. Pentru că, într-adevăr, nu e mare diferență între cum a arătat lumea anilor 70-80 și cum arată lumea anilor 90-2000-2020. Da? Se simte. Pentru un profesionist, lucrurile astea se simt, ele nu sunt de calitate. Nu poți să te aperi, să spui că tu ți-ai făcut treaba, absolut deloc. Trecursul, furtul nu mai are limite, o hoție colosală aseară la Madrid. E asta o anticipăm de ani de zile, mai mare decât ne imaginăm, noi n-are cum să fie. De ce voiați? Că nu l-a dat pe ăla afară sau că ce? Am înțeles că există și o altă lume, adică un fel de lume paralelă,
Nici n-am mai pomenit-o pe Magda suficient, nu știu dacă am atins subiectul, că ăla era deja fumat de nenumărate ori, dar sigur că îl aveam în minte, ne-a stricat atunci câteva luni din viață. Unde se poate vedea live campionatul Franței, la ce să ne abonăm? Mă? Am povestit de mai multe ori, cum se poate vedea. Franța este difuzată de platforma DAZN, de exemplu, care transmite toate meciurile din campionat, prima divizie, cele 9 meciuri, 8 în direct și 1 în reluare. Celălalt meci în direct e transmis de beIN Sport. Dacă vrei să te abonezi în ziua de astăzi, poți să o faci legal, fără să recurgi la niciun IPTV dintre ăsta. 2 minute de graur după Lyon, păi, în primul rând ar fi confundat cele două echipe. Dumitru Gaur. Avem multiplex, diseară tot pe 360. E și astăzi și mâine. Multiplexul rămâne pe 360 la Europa League. Da, e taraful un pic mai tare, dar mai nu știu dacă e taraful din imaginația noastră sau este un taraf real, pentru că n-are cum să fie taraf în fiecare zi. Asta mă întrebam și eu. E o muzică de-asta golănească, de petrecere, cam așa, care să întinde, ca atunci când, de exemplu, te duci, mergi până la Râmnicu Vâlcea, să zicem, cu iubita sau cu amanta într-o seară. Și pe drum, la un moment dat, după ce ea dă niște coluri, după ce te mai uiți un pic pe flash, începe să ți se facă foame și vezi pe marginea drumului un han de ăla de scrie avem și duș. Da? E, și te oprești acolo că ți-au trecut mai multe benzinării și n-ai avut timp, că ea era pe coluri. Așa? Și te oprești la ăla unde au și duș. E cam acolo s-ar auzi așa ceva în fundal. Te duci să mănânci, în fundal e o muzică de-asta lăutărească, populară, vâlceană. Da, cam asta e. Dar nu bagi de seamă, pentru că viața ți se pare nelimitată în momentele alea. Nu există limită la infinit. Lenu va detesta sau regreta minutul în care va cunoscut-o. Ea se gândește că o să ajungă președintele României. Acolo o să ne uite pe toți, vă dați seama. Nu e la ea cu regretul și cu... Când ambiția e mare, așa, e un fel de Dinu Păturică la feminin. Asta am pierdut bani grei din cauza lui Vinicius. Da, e adevărat că trebuia să dea gol. Da, banii de asta sunt făcuți, să fie pierduți. N-are ce să facem. De consul astăzi, când eram la muncă, mă gândeam că merita o insignă de membru. Da, pe mulți. Și eu aș merita o insignă de membru pentru că mă urmăresc. Eu nu mă urmăresc în reluare, dar mă urmăresc în direct. Deci, n-am ce să fac. Cu toți am meritat o insignă. Insignele sunt rare și pe vremuri erau puține. Deci, inelul ăla de celuloid de la cravată nu se găsea peste tot. Îl pierdeai, erai gata. Nu mai aveai niciun viitor. N-am avut mustață. Decât atunci am... primii ani, când începeam să mă bărbieresc undeva prin clasa 9, venea tovarășa dirigintă și eram 4 sau 5 băieți în clasă și ne puneam mâna la toți așa. Încep să ți se unească, măi băiatule, adică cele două părți, unde ne stătea gândul la bărbierit în epoca aia și atunci ne duceam și ne prefăceam și noi că mai dăm un pic cu lama aia. Poate că atunci au fi avut un pic de mustăcioară, într-adevăr. Seara am așteptat în zadar să le opună pe VAR lui Real. V-am spus că există și scenariul ăsta. Real Madrid a marcat după câteva secunde. N-a mai fost nevoie de data asta de penalti. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă egala Alaves, să zicem? În minutul 90 plus 1. Atunci ar fi câștigat toată lumea, pentru că Real Madrid ar fi avut un penalti și cred că îi bătea cu 5-3 Realul. Mai ale mai dădea unul. Dădea două goluri din minutul 90 plus 9 încolo. Nu mai particip la podcast-uri, gata. Asta a fost, astea au fost ultimele. Pune-mi pariu că Balabașa, asta nu știu, doamna Camelia, filozofia e prea mare, nu ajungem să... De ce nu faci 11 metri să faceți pe YouTube? YouTube-ul este o platformă unde nu poți să faci nimic. Ea doar trăiește din ce faci tu în altă parte. Nu a reușit Marian Iancu, păi pușcăria l-a ajutat să slăbească, așa se spune, slăbit în pușcărie ca berilă. Părul pe fața domnului consul, mai rar chiar decât prezența, părul pe fața domnului consul, era frumos dacă era părul.
Mai rar și decât prezența lui Dinamo. Asta cu Dinamo în Liga Campionilor. Dinamo trebuia să fie desființată la Revoluție, ce Liga Campionilor. Liga Campionilor avea să se inventeze în acceptul ăsta 92-93, mai trebuia să existe Dinamo. Deci asta nu ține. Bape e rupt. E rupt, va lipsi câteva meciuri, între care șocul cu Atletico, nu are Real Madrid nevoie de el. Penaltiuri poate să bată și altcineva. Deci prezența lui Mbappé acolo e facultativă. S-a retras Rafael Varane. Imediat ăștia din L'Équipe au scos textele pregătite. Cel mai mare fundaș francez și cel mai mare fundaș al lumii în secolul 21. A luat patru ligi ale campionilor. Bine, le luam și eu dacă eram la Real Madrid, e adevărat. A câștigat titlul mondial. A câștigat de toate. Dacă s-ar lua numai după statistici, și Florian Thauvin ar fi Dumnezeu. Ce părere aveți despre arbitrii? Eu recunosc că au greșit la Spania-Germania. Păi, uneori, în fața inevitabilului, când știi că oricum nu mai ai nimic de pierdut, cred că dă bine să îți recunoști greșeala. Ei recunosc așa tocmai pentru că, încă o dată, nu se întâmplă nimic. Asta cum mi-asumă, pe păi cum îți asumi? Ați asuma înseamnă să fii out pentru totdeauna din meseria respectivă. Atunci, da, asta înseamnă clar că ți-ai asumat. Absolut. Te dă cineva definitiv afară pentru chestia asta, atunci e corect. Nu mai are nimeni nicio problemă cu tine. Dar ei își asumă pentru că nu riscă nimic, nu le ia nimeni niciun gologan. Ați văzut că a pierdut Iohannis alea două case. Dar e interesant, totuși, aici și verdictul instanței din România. Sigur că se va discuta mult pe tema asta, ci că e definitiv. Pierdut două case și trebuie să restituie statului vreo 260.000 de euro. El mai are vreo patru case, cel puțin, dar toată lumea va marșa pe ideea că instanța n-a avut curaj și a luat această decizie când Iohannis era la sfârșit de mandat. Pentru că procesul ăsta durează de foarte mult timp și nu avea de ce să dureze. Încă nu s-au adus noutăți la dosar. Sau nu s-au adus într-atâtea încât să se tot tergiverseze. Deci este clar că, până la urmă, verdictul ține cont și de situația actuală. Dacă el era vinovat, instanța trebuia să-l declare vinovat atunci, la început. Impactul ar fi fost și mai mare față de puterea justiției față de om. Încă o dată, justiția nu depinde, chiar dacă ea este bugetizată, ea nu depinde de stat. Da? Ea nu trebuie să se justifice în fața statului, în fața celor care conduc statul. Asta este o mare greșeală. Justiția nu dă socoteală nici măcar propriei familii. Cei care nu înțeleg asta, nu fac justiție. Și, în primul rând, nu fac justiția nimănui. Nu există așa ceva acolo. Bă, știi, pe noi ne plătește statul, hai să-i dăm dreptate omului statului. Sau mă tem de ăla, sau hai mai bine să nu ne băgăm. Nu există așa ceva. Da? Un verdict bine argumentat în instanță nu poate fi întors de nimeni pe această lume. Deci nu contează că e șeful statului, poți să te duci până în pânzele albe. Nu vei avea niciodată câștig de cauză, n-ai cum să întorci o situație din asta. Asta nu înțeleg, probabil, unii dintre cei care dau astfel de soluții. Este clar. Deci se joacă în Cupa României, dar nu înțeleg cum. Într-un moment în care toată lumea se plânge că sunt din ce în ce mai multe meciuri de jucat, că este calendarul tot mai încărcat, că jucătorii din cauza asta se accidentează tot mai grav. Noi avem Cupa României cu faza grupelor. Pe unde mai există așa ceva, bă? Când avem deja un campionat copleșitor de lung, cu acest play-off, play-out care nu are nicio valoare. Dacă, de exemplu, lumea ține la play-off și la play-out, hai să începem direct cu ele. Așa poate ar fi ok. Echipele sunt mai odihnite la început. Și dă-i direct play-off, play-out. Să stabilesc echipele ca la NBA. Da? Le face mitică Dragomir. Primele șase și ultimele zece sau câte sunt. Da? Și încep să joace între ele în fiecare an aceleași echipe. Dacă vrei să intri în primele șase, cumperi un loc, să zicem. Cum îți cumperi o casă sau o vilă. E simplu. Dar pentru ce să mai joci un sezon întreg? Un fotbal de slabă calitate, între echipe slabe, mize mici, absolut fără nicio valoare. Tu când te duci în cupele europene nu existi. Deci pentru ce să joci atât? N-are o justificare în fața evidenței. Pe timpuri ai că aveai niște explicații. Astăzi nu mai ai unde să le oferi.
Ba, pe a luat calea bătătorită a lui Eden Hazard. Nu știu, Eden Hazard n-a făcut nici măcar cât a făcut Bape la Madrid. Ăla a și jucat puțin, a și contribuit puțin. Bape deocamdată statistic stă bine. A marcat numai din 11 metri, practic, dar aia nu contează prea mult fața statisticii. Sunt curios câtă lume urmărește Cupa României. Poate că unii urmăresc Cupa României, dar nu înțelegem de ce o urmăresc. Sunt curios, așa, există zăpadă în Oceania? Nu, în principiu nu. Există o lume fără speranță acolo. Practic, apropo de ce așteaptă până la sfârșitul secolului, Messi a bătut cu 6-0 aseară pe Martigues. Sabalia a dat o triplă și a devenit golgheterul ligii a doua. Dar mai mult decât Martigues, Troyes are un singur punct în 6 etape. Ei, vă reamintesc, retrogradaseră sezonul trecut, dar au fost pescuiți după ce Bordeaux a fost exclusă administrativ. În consum, de ce este Pruteanu al treilea pe live și primul la reluare mereu? Nu știu, verdictul în această variantă, această situație, îl dăm noi. E ca în justiție, că e bun sau nu, ăsta e singurul verdict. Pruteanu a câștigat și astăzi. A fost însă învins ieri și știți cum se întâmplă? Da. Cum era și la Michael Schumacher, cum era și la Verstappen până să devină nesemnificativ. Da. Non victoriile erau mai mult scoase în evidență decât succesele. Verstappen însă, nemai câștigând de luni de zile nicio cursă, când termină pe locul 2 sărbătoare, dintr-o dată, pur și simplu. Și avea viitor în față. A fost ca USL-ul ăla atunci. Nu aveau pe nimeni în retrovizor și au intrat în hău. Așa și ăsta. Era singur. Ne? Toate titlurile, singur pe lume, acum dau francezii. Un sportiv nu este un erou. Unul la mână. Un sportiv nu este un exemplu. Da? Un sportiv este și el un om. Da? Pe care, ca orice alt om, sau poate mai rău decât orice alt om, pe care l-a ridicat la suprafață această mediatizare și munca unor oameni, adică a noastră, de exemplu. Da? Nu sportivul este buricul pământului, pentru că, încă o dată, dacă se stinge lumina și televiziunile nu mai plătesc nimic, sportivii vor câștiga mai puțin decât câștigăm noi. Deci, încă o dată, meritul lor vine din această notorietate pe care ei au câștigat-o datorită acestei mediatizări. Ei nu sunt supra-oameni. Și de asta, pe undeva, noi ne indignăm văzându-i la sfârșitul carierelor ce pigmei devin. Nu este o mândrie să-l auzi pe unul vorbind după ce și-a terminat cariera. Adică, cine ar face cum face ăla? Văzându-l la televizor sau ascultându-l la radio, nu ți se face jenă? De asta spun că noi nu putem să ajungem în ideea asta de a idolatriza niște oameni care sunt chiar mai puțin decât suntem noi. Da, așa putem să idolatrizăm pe colegii din regie, de exemplu. E același lucru. Eu nu văd în ce sportivul e priceput într-un domeniu, dar și ăștia sunt pricepuți în domeniul lor. Da? Dacă ei ar fi mai mediatizați decât fotbaliștii, de ei s-ar vorbi. Deci, încă o dată, nu este o... Da? Că știi să dai cu piciorul minge sau că știi să ridici mingea la fileu. Astea nu sunt niște atribute care să te facă un zeu. De ce nu avem voie să vorbim despre ei așa cum merită? Sau de cele mai multe ori așa cum ne cade la gură? E clar. Da, fetele, sigur, pentru asta sunt și aduse la meteo, domnul Andrei. Da, acolo face fiecare ce vrea, e maculatură. E ca și cum ți-ai cumpăra acasă caietele alea, dacă mai țineți minte din copilărie, de vreo foile alea veline, fiecare în altă culoare. Poți să idolatrizezi ce culoare vrei tu acasă. Așa e și aici, nu are nicio importanță. Te duceai după aia pe stradă și strigai în gura mare că ție îți place violet. Nu era nicio problemă, altuia îi plăcea verde sau albastru. Așa e și cu prezentatoarele meteo. Nu are nicio importanță, știți cum e. Și Monica Tatoiu ne reamintea. Gustibus non discutandum. E clară, bă?
Domnule consul, vă invit sâmbătă la derbiul din Liga 4, ăla cu Cârcea. Da, nu pot onora astfel de invitații. Imitați pe Ilie Dobre cu accentul pe Bergamo. Da, asta n-a spus accentul pe nimic acolo. El ar fi spus Bergamo. Rezultat final, Atalanta, Como, 1-2, pauză, 1-0. Mulțumim, Ilie Dobre. Și el, de fapt, te dezinforma. Nu era niciun rezultat final. Și oricum nu puteai să-l afli de la el. Luăm Bobu, prima pauză de Bob și ne întoarcem. Pe Giu, da, la Giu, Petroșaniu. Asta era Petroșani. Putea să-l prinzi chiar și pe Dan Voicilă. Din când în când n-aveau. Era și peană. Mai găseai niște de ăștia. Nu era un loc unde să te înghesui să mergi, dar probabil că plecai cu desaga plină. Îți umpleau aia, cum îi umpleau la Târgu Mureș lui Ghițulescu. Nu facem astea în Târgu Mureș un joc de posesie interesant la centru terenului. Face o pasă atacantul Târgu Mureșan, l-am numit aici pe Fanici. Bă, ce comentariu era ăsta? Marele Ion Ghițulescu. Păi și dacă Ghițulescu era mare, noi ce suntem, bă? Da? Am comentat față de toți ăia supersonic și cu ironie și cu orice. Cum Dumnezeu să fie ăia mari, bă? Vă dați seama de ridicolul situației? Păi bă, dar în cazul ăsta, lumea de astăzi, ce e? Pelican era dat. Pe malul mării, si. Da, Pelican era pe la Constanța. Constanța avea echipă mică, în toată perioada aia a fost o echipă slabă. Mitică Pelican era un nimeni, era sâsâit, n-avea nimic. Nu știa fotbal, era marginalizat. Câte legături avea pe etapă? Două, trei, nu interesa pe nimeni. Pe malurile mării, Mitică Pelican, și nu-i pe nimic, de 25, același cor, 0 la 0 farul, ce se megalați? Nu se întâmpla nimic. Unirea Ungheni, echipă ce reprezintă județul Mureș în Liga 2, încă n-a cunoscut gol marcat după 6 etape. Unirea Ungheni, într-adevăr, echipă mică, comentator, asta zic și eu, Mitică Pelican, a fost unul dintre cei mai slabi, cei mai rahitici comentatori din perioada aia. N-avea nimic. Nimeni nu-l imita afară pe Pelican. N-avea nicio miză, adică. Toată situația decată-te Ciutului Mateuț acum ce col. Mateuț ce minut? Pe totul ferifică imediat. Pe totul 27. Să notăm 28. Am notat 28 cu Cacozma. Totul 28. Teschitere, tescol. Mă scuzați, al treilea col al Tinama Fiștilor București. Este același Torin Mateuț. Sigur, el nu prea era la Dinamo, dar mai erau faze când, cine știe, avea guturai Ghițulescu și îl mai prindea și pe el. El de obicei era la Steaua. Sigur, avea meciurile lui, fiecare era cu echipa lui. Dar asta așa ca idee, când îl mai prindea. Bacău, da, la Bacău era Arhire uneori, nu foarte des, că sigur la el era Iașu. Mai era ăsta Mihăilescu, mai se ducea la Bacău. Teodor Mihăilescu era pe la Bacău și ce se mai prindea? Erau unii de ăștia gen Dan Voicilă care se duceau cam peste tot pe unde apucau. N-aveau neapărat o echipă a lor. PSG pierde vineri și OM lider duminică. Nu o pierde acasă cu Rennes. Sigur că în ultima vreme nu le-a ieșit acasă cu Rennes, dar cred că sezonul ăsta totuși Rennes care e inexistent în deplasare. Îi bate rău PSG-ul. Îi văd slab pe Ren și ăștia dau. Acum că nu le-a ieșit meciul cu Reims, nu le-a ieșit meciul cu Girona, s-ar putea să le iasă cu Ren. Nu văd bomba acolo. E un legendar de Domozina. El era acolo. Saută în spate, tobele. Se audă Sebastian Domozina. Să se audă. Asta 6-0. Asta era la el. Cânta fanfara la Scornicești.
Asta bună de tot. Rednic a ajuns din nou pe masa de operații chiar când i se pregătea demiterea. Se va spune despre el când ne va părăsi că a fost un antrenor genial. Și eu încercând să o găsesc pe Xenia pe Facebook, voi da de pasaje de alea de tip Drejan, de tip Nazare, unde mi-l laudă pe Rednic, bă. Ce mare a fost el. Păi dacă a fost mare, ce? De ce nu te-a pus să scrii despre el că e mare acum? La ce mai folosește, mă, tâmpenia aia? Și o să aflăm că a fost cel mai mare dinamovist, cel mai mare fotbalist de la Dinamo, cel mai mare antrenor de la Dinamo. Și toți foștii dinamoviști vă spune că Strâmbu n-a fost unul. Adică mai strâmb ca el. Deci știi toate povestea, Corneliu Mihăilescu, așa îl chema, ăsta mai prindea cât un Bacău, prindea și ăsta mai multe, da? Îl găseai la Galați, bineînțeles, era de el. Așa îl chema, Corneliu Mihăilescu. Consul City aproape că s-a făcut de râs în cupă, da, cum au jucat și în campionat. Bas pe Brentford 2-1, au bătut pe Watford în cupa Ligii 2-1. Sutate tehnice în cupa Angliei, nu e bă cupa Angliei, cupa Ligii Angliei. Mă scuzați, cupa Ligii Angliei, Chelsea Barrow, 5-0, pauză 2-0, marcatori Nicu Cucu de 3 ori. Asta Ilie Dobre, bă, cum adică cel mai mare comentator? Da? Să trăiești, nea Ilie, la mulți ani. Puneți-i să-l pronunțe pe Nkunku, să vedeți cum îi spune. Nicu Cucu a dat 3. Este cel mai mare comentator român. Mamă, ce o să auzim când se duce Ilie Dobre. Vă dați seama ce va fi? A fost imens, a fost inegalabil. O voce de aur. Uluitor. Bă, și dacă ăsta a fost inegalabil, noi ce suntem, bă? Noi ce suntem, bă, dacă ăsta a fost Dumnezeu? Colosal, bă. Pronostic la Lens, Nice. Ăsta este Ezi-Koko. Adică Franck Ezi-Koko. Nu Classico. Ezi-Koko, adică de la Franck Ezi, care acum e antrenor la Nice după ce a fost la Lens. Așa-i? Bă, e greu să dăm un pronostic. Lens n-are absolut deloc atac. Absolut deloc. Sotoca e alături de Cabela, cel mai prost jucător din toată liga franceză. Așa? La Bola, Scarie, ăla e în unitate absolută. Mai au pe unul impronunțabil în față. În afară de Said, ăla, n-au pe nimeni. Bă. Deci ei sunt o echipă bine făcută de stil. Sigur, densă, are volum, are intensitate, are... Dar golurile trebuie să vină din liniile 2-3. Nu pot să vină din față, că acolo n-are cine să dea. Asta e problema lui Lens. Eu nu știu cum totuși un club de dimensiune asta, că ei se pregăteau să joace o cupă europeană, până la urmă au fost eliminați în turul preliminar de Panathinaikos. Dar cum să te duci în Europa cu un asemenea lot, când tu n-ai niciun atacant? Echipa e greu de bătut, încasează puține goluri, dar trebuie să dea fundașii centrali, boabele, că altfel n-are cine să le dea. Mai este pe la mijloc câte unul care mai poate să mai dea. Mai dă Thomasson câte o boabă pe campionat, mai dă Fulgini, aia câte, dar una, două pe campionat. Deci asta e problema lor. Nice ar trebui să câștige, sigur, la Lens, că Nice are efectiv greu. Să nu uităm că le lipsesc Mofi și Laborde, la care s-a adăugat acum, inexplicabil, nu știu de ce l-o fi prins în discotecă, Jeremy Boga. N-a jucat niciun minut cu Saint-Étienne. Accidentat tot așa Morgan Sanson în lungă perioadă. Au lot. Nice că le-a cumpărat Ineos ăla de toate. Au 70 de tiribombe de-alea în magazie. Ei are cine să dea boabă. Lens n-are, deși Lens e mai bine structurată, adică e mai compactă în teren, ne? Are un impact la minge mai mare decât Nice. Nice sunt diletanți. Deci asta o să se vadă în meci, cum a jucat Lens și la Monaco. Foarte strâns așa, cu liniile una lângă alta, bătaie la fiecare minge, ăla urlând de pe bancă după toți. Erau ca soliditate peste Monaco. Ar fi trebuit să câștige dacă nu era eroarea de arbitraj. Până la urmă s-a terminat 1-1.
A egalat din penalti Lens, dar ar fi putut să câștige. În vedere de Traian Călinescu sau de Puiu Călinescu. Nu înțeles exact. Doamna, că în vedere de Puiu Călinescu, să știți că îl găsesc la Genția Militară. Cu stimă din Guangzhou. Oh, să mai merge la Guangzhou. Ilie Dobre, un comentator între comentatori, da. Guangzhou. Da, păi cred că sunt zboruri unul după altul. Dubai, Guangzhou. Vinicius, da. Presa spaniolă, bine, eu n-am citit textul ăla până la capăt ca să nu aflu scenariul, da. A și fost Cagioană, care s-a dus la filmul ăla anul, care n-a mai fost, cum se numea, și dacă îi povestea cineva înainte, se ducea doar ca să îl vadă lumea. Așa și eu n-am citit textul, dar presa spaniolă, ci că ar fi vândut Pontul, că Vinicius ar fi luat balonul de aur. Să sperăm că Twente, da, îi încurcă pe United, asta nu mai este o bombă. Bombă este ca Manchester United să-și câștige meciurile pe care sigur oricum le joacă acasă, dar să și le câștige. Bomba asta e. Chancel Bemba, il est mis à pied, il est dans l'oft. Adică a fost suspendat de club, urmează să fie audiat și teoretic poate să fie dat afară, după care se va adresa instanței și își va recupera probabil banii. N-am priceput nici până astăzi de ce, pentru că mai avea un singur an de contract, trebuia mătrășit în halul ăsta, pentru că Bemba, pe lângă faptul că noi nu avem niciun fundaș de talia lui, n-a dezamăgit la OM. El a dat ce? Vreo 11 boabe în 2 sezoane, a marcat în cupele europene aproape cu toate echipele pe care le-am întâlnit în cei 2 ani. Și pentru ce să-l bagi? E la Belu, la Belu, atunci, la Belu, ce se vede pe la Belu? La Ghencea e Nenico. Nu se 7-1 bate Manchester, 4-0, pe Vente, puțin probabil totuși. Red Star, da, la retrogradare, pentru că a plecat Abi Bey. Abi Bey a plecat cinstit, fără să aibă nicio ofertă, iată, de la nimeni și până la urmă nici nu l-a luat nimeni. Pentru că în Franța președinții se tem de oamenii inovatori, așa cum se tem în general de vedete, se tem de oamenii cu talent, de cum este și Don Pablo al nostru. Cum mișcă unul, cum gata cu el. Da? Abi Bey. Păi Abi Bey trebuia să fie pus antrenorul național ai Franței. Ce contează că n-a antrenat niciunde? Nu se vede pe el că e net superior? Cum să nu-i dai o echipă lui Bey? Dar sunt atât de proști patronii, atât de înguști la minte, încât ei nu mizează decât pe cai de aia, hodorogiți. Sigur, mai bine îl iei pe Derzac Carion, că ăla e obișnuit. Păi și asta mă interesează pe mine, că e obișnuit. A fost în vestiar, a mirosit iarba mai mult decât. Bey e impecabil. Sigur, dar uite că nu și-a găsit job. El e tot consultant pe la canal, comentează meciuri. Dan Petrescu la Norwich, e bine, asta nu. Dan Petrescu nu ajunge nicăieri niciodată. E, dacă ne-ar fi sunat pagerul, era martire astăzi, bă. Nu s-ar fi numit studioul ăsta pentru că totuși n-au ăștia atâta curaj. Dar logica ar fi fost așa, să se denumească studiourile Constantin Rudnitski și să apară consulatul deasupra. Nu, n-ar fi făcut-o, dar lumea ar fi mârâit așa, s-ar fi spus, bă, merita și domnul consul o magherniță de-asta care să-i poartă numele. Dar n-avea cine să ia taurul de coarne. Și aș fi murit cu pagerul ăla alături de mine. Aș fi fost pomenit pe la France Inter, pe la RFI, pe la France Info. Ea m-ar fi pomenit acolo. Un jurnalist francofon, un habitué de la presse roumaine, il n'avait pas la langue dans sa poche. S-ar fi spus și cam atât. Le Havre cu Lille. Unde ați văzut asta? O părere despre faptul că anul viitor o să avem 2 echipe din Ungaria în Liga 1, adică ce, vine Cic ăsta, da? De-abia a început sezonul, pot să cred că au și promovat aia. Păi o să fim ca Portugalia cu echipele insulare. O părere despre faptul că
Îl mic joacă diseară cu fustul, cu fusta lui îl bătrân. Tare. Bun. Mbappé blessé. Blessé a priori pour 3 semaines. La France culture nu m-ar fi pomenit. Nu că ea vorbesc încet, așa ca la România cultural. Bine ați venit, stimați ascultători, în această seară, la o nouă ediție a podcastului Radio România Cultural. Păi dacă vorbești așa, ce ești mai credibil? Bun, hai să luăm bobul și ne întoarcem. Tottenham Gărăbăg, pe cum așa? Dulajou, care trebuie să ne arbitreze pe noi duminică la Strasbourg, are timp de surcelele astea? CXR2 intră la pas 26 de puncte diferență, singura echipă care poate promova. Atunci e clar. Bun, toate doamnele de la EK vorbesc de dumneavoastră, domnule consul. Toate doamnele, păi da, pentru că știu pe domnul, știu pe dumneavoastră. Așa e, dar m-am povestit odată că am venit din Dubai cu stewardesa de la Emirates. Era din Cluj. Și e așa, mă cunoștea și dânsa. Domnule Radu, din simpatie pentru noastră YouTube, mi-a recomandat podcastul la care ați fost din nou invitat. În puținul timp pe care l-am peste zi, am preferat acest material fumuresc decât lătratul clasic în emisiunea de peste zi. Nu regret nici o secundă. Totuși e bună asta, doamna. Decât lătratul clasic în emisiunea de peste zi. Adică ce facem noi aici, practic, e un fel de maculatură de asta execrabilă și din când în când așa, bine spus, doamna. Păi, când te duci la podcast, e ca atunci când te duci în vizită. Te îmbraci și tu în haine mai frumoase, nu poți să te duci în zdrențe. Dar încă o dată, esența lucrurilor e tot aici, doamna Anastasia, nu acolo. Asta este. Noi, consul, în Italia sunt 5 puncte între locurile 1 și 13. Echilibrat începutul de sezon. Asta ar fi spus și Ilie Dobre, dacă transmitea direct de la Roșiorii de Vede. De la Roșiorii de Vede, sigur, a pierdut Atalanta, Roma, Milan, Fiorentina, Inter, toate la jumătatea clasamentului. E cel mai interesant campionat. Dar nu încercați de câțiva ani așa. Echipele mari nu mai sunt atât de ajutate cum au fost pe vremuri și dacă nu mai au avantaje, sigur că se și impun mai rar. De exemplu, liderul clasamentului Torino a fost eliminat aseară în Cupa Italiei de Empoli. Și Empoli, o să râdeți, a început bine sezonul. Toate nulitățile sunt în față. Mai puțin Como, care e nou promovată, care acum a câștigat primul meci cu Atalanta, n-avea nicio victorie. Eu mi l-am spus, Michi. Mai să că tu și-a fost mare futbolist. Băi, aș spune, de că n-avea cine să mai asculte la mine. Băi, a fost mai mare și decât mine, măi. Cătuș. Ne-a imitat Victor Pițurcă, ne-a piții, mare și el. Mare, mare. Țurcă. Dar e mai bine sună parcă Lăcătuș. În simpatie pentru noi asta, așa, te mulțumesc cu amor și apă rece, vorba francezului. Doamna Anastasia are poezia ei, chiar dacă e totalmente antiromantică. Sigur, acolo la șaibă, la ciment, unde probabil prestează în fiecare zi, are grația asta a betonistului, știi? A făcut probabil o politehnică dintre asta, să vede că era singura fată în an, așa, când te puteai să-i faci un pic de curte, era jenată cumva, stânjenită de interesul pe care îl crea, n-avea poezie. Asta se simte, dar e totuși un telespectator trainic pentru noi, exemplar, în unele momente chiar excepțional, încă o dată atunci când lirismul debordează din noi atât de mult încât intră peste cimentul dânsei. Pentru că, de fapt, asta e toată poezia umanității. Și Eminescu a fost la fel. Nu Veronica Micle îl făcea pe el mai poet sau mai galant, ci când deborda mai multă emoție din el, atunci devenea mai interesantă și Veronica Micle. Cam așa e și cu doamna Anastasia. În zilele în care suntem noi mai romantici, atunci
Chiar și dânsa devine mai frecventabilă. Despre asta e vorba în general. Domnule consul, un minut de râs euroasiatic, vedeți că așa râsul ăsta până la urmă va fi asimilat cu un lătrat. Lătrăm toată ziua, da, doamnă, dar lătrăm cu geniu. Asta este. Bun, Anita vă face concurență pe live. Hai, nu mi-a făcut niciodată concurență Anita. Am fi concurat cu Anita, nu eram aici. Mi-a dat seama pe unde am fi ajuns. Cum să ne facă Anita concurență? Să văd Viorel Mateanu, cel mai bun antrenor român. Un antrenor misterios, așa, era precum Jack Ionescu, nu un conformist, nu știu dacă bun, cel mai bun, pentru că n-a apucat să se exprime foarte tare Mateianu. N-a prea fost lăsat, să spunea. Știi, și-a plecat așa cu misterul ăsta după el. Un răzvrătit, un tip un fiic altfel decât sistemul. Asta l-a scos în evidență. În orice caz, după cum știți, ieri a venit vestea că Milanul nu va mai găzdui Liga Campionilor, finala Champions League din 2027, pentru că nu poate garanta cu stadionul care va fi în reconstrucție. München la anul, Budapesta peste 2 ani și probabil Stade Velodrom din Marseille în 2027, așa spun autoritățile locale, care aseară au intrat pe rețelele de socializare, s-au lăudat între ele, Jebrael ăla și cu primarul Payon, că Marseille este candidată pentru finala Champions League din 2027. De fapt, nu este candidată, dar va deveni. Să apucă ei și fac un dosar. O să vedem ce o să iasă. În orice caz, Marseille n-a candidat niciodată până acum la atribuirea vreunei finale europene. Și acum, văzând că Milan s-a dezis, n-a mai avut aia posibilitatea. O finală la Milano n-are nimic în ea. E ceva banal. Pe când o finală pe velodrom, sigur că înseamnă istorie. Domnule consul, crede că Dzenga ar garanta loc de genială asta. Dzenga, bă! Nu l-am văzut niciodată la Brancu. Deși era, ar fi fost ideal. Mai ales că Brancu e om care e interesat de fotbal. Ați văzut, mai face emisiuni cu din când în când cu sportivi. Ar fi știut ce să-l întreabă. Ce să-l întrebe. Era strung la șaibă. Așa e, doamna Dana. Aici era normal să fiți alături de noi și nu alături de Anita. Cum adică să fie alături de Anita? Dar alături de Anita putem să fim numai noi. Spectatorul nu are pentru ce să o susțină, mai ales în detrimentul nostru. Ilie Dobeș și Acrobeto prezentă rezultate meciurilor din Germania, Gelsenkirchen, Dinamo Dresda. Mai mamă, Ilie Dobre. Alexandra, două rezultate din fotbal în încheierea rubricii Sport din jurnalul Radio România Actualități. În campionatul Germaniei, Bundesliga, etapa a cincea, deja când zicea etapa a cincea, vedea șirul ăla de consoane. Chalet Chalet 04, Dinamo București, Dinamo Dresda, scuzați, 1-1 și sărea peste Gelsenkirchen, că nu l-am fi putut pronunța până în pânză. Aia de lângă el nu zicea nimic, bineînțeles, că ea venea la serviciu doar ca să semneze condica, n-avea nicio treabă cu nimic. Habar n-avea, mai dădea le câte o legătură, mai mulțumea, dar erau mulțumiri de-astea superficiale, ipocrite, nu mulțumea în realitate, își o durea în cod de ăia. Era genul ăsta de amabilitate corporatistă, însă Ilie era prost de-a binele, adică el chiar prostia o etala. Aia n-avea nicio replică, pentru că așa era sistemul, altfel n-ar fi ajuns nici ea acolo. Nu cumva să credeți că ajungea pe competențe. O întreba unul de strâmtoarea Bering și ea știa să-i spună ceva. Nu, intrase pe pile. Și atunci că vedea pe unul că silabisea, așa făcea Dobre. Pentru ea nu era o problemă, ea știa că sistemul e la fel. În loc să spună, băi, Iliuță, da, când ai făcut greva foamei și a setei să te mute de la agricultură la sport, îți mai aduci mă aminte? Impostorule. Nu, nu putea să-i spună de-astea. Și atunci îi mulțumea frumos lui ăla, deși radioascultătorul doar
din ironii și din glume mai supraviețuia. Finalmente cu informația nu se putea alege. Dar așa a fost mereu la noi. Bineînțeles, la Nădlac s-au găsit 4 tone de cocaină, așa este, dar atenție, în niște pachete cu pulpă de fructe, pentru că se știe Ecuadorul, după Chile și după Brazilia, cel mai mare exportator din lume de fructe, deci este o țară de mărimea României, e, să notăm bine de aici înainte. În Ecuador ne vin și nouă fructele. Așa când mai desfaceți câte o banană, da, să vă gândiți la pegerele ălora. Aba bun, cocaina nu explodează la fel, e adevărat. Da, e interesant acum, o să parcă avea un pic de gust de cafeluță, așa. Da, banana de azi dimineață. Cum să fie gata, doamna? A, e gata, bă. A, ați luat repede limbajul. Un minut de de despre... Nu s-a mai întâmplat nimic de când de la ultima apariție. Noi avem însă toate emisiunile păstrate pentru telespectatori atunci când vom putea să emitem. Ciocoii nu ne-au lăsat să o facem, însă Elodia a fost descoperită. O avem chiar aici lângă noi, va fi invitată săptămâna viitoare, imediat ce vom putea să emitem. Și ne-ar reexplica până mâine dimineață cum el a trudit în anii ăștia, în dedesubt, în subteran. Și ciocoii erau la suprafață. Bineînțeles. O să-l vedem atunci. Ciocoi, imediat că-i fără șase, ne-a făcut semn. E gata, e jucată. Deci, îmi făcea bastia. Uite așa, să, acasă. Gata, fraților, pe diseară. Acolo, cum vă spuneam și altă dată, ne întrerupe lumea mai puțin. Toate bune!